Doamne, ne plecăm înaintea Ta, ne închinăm înaintea Ta. Îți mulțumim frumos că ești Dumnezeul nostru, ești Tatăl nostru. Mulțumim pentru Domnul Iisus. Mulțumim pentru lucrarea pe care a făcut-o la Golgota. Mulțumim că suntem ai Tăi, Doamne. Am venit și în această dupămasă să ne închinăm, să Te lăudăm pe Tine, să ascultăm cuvântul Tău. Primește, Doamne, închinarea noastră, primește lauda buzelor noastre. Apropie-Te de noi cu cuvântul Scripturii. Dă-ne lumină și înțelepciune să-L înțelegem și ajută-ne pe fiecare să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Doresc să cer binecuvântare peste fiecare suflet care stă în dupămasa aceasta în prezența Ta. Dar în același timp ne rugăm și pentru cei ce lipsesc din casa Ta. Unii ar dori să fie cu noi, dar boala, bătrânețea, neputința îi ține acasă. Te rog frumos să îi mângâi, să te atingi de ei, să le dai credință și sănătate. Alții, Doamne, s-au obișnuit să stea nepăsători față de casa Ta, alții s-au îndepărtat de Tine. Te rog să Te înduri de ei. Doamne, mai cheamă-i odată, mai arată-ți încă o dată dragostea și în bunătatea Ta întinde-ți brațul și atrage-i la Tine. Pentru timpul pe care îl petrecem aici, dorim să simțim prezența Ta. Vino în mijlocul nostru, prin Duhul Sfânt și condu întreaga lucrare. Pregătește inimile pentru cuvânt și dă-ne cuvânt, Doamne, și îți mulțumim că vei lucra. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Ne bucurăm să fim din nou în casa Domnului, la închinare, și doresc ca Domnul să ne dea binecuvântarea Lui. Chiar dacă suntem mai puțini, mă gândeam că nu le-a plăcut predica de dimineață despre iertare la unii și nu vreau să audă partea a doua predicii despre iertarea anulată. Interesant. Adică să fie o viață întreagă la biserică, să dai bani, să predici, să cânți, să slujești. Dar să ai o problemă. Nu poți ierta o persoană. Tot așa se va întâmpla cu persoana care nu iartă. Cum tot așa? Adică iertarea ei va fi anulată. Așa ne-a vorbit textul de dimineață și în dupămasa aceasta ne vom opri tot la acel text, analizând acest subiect, iertarea anulată, ca să învățăm și să nu aibă nimeni surpriza. Că ajungând acolo, în fața tronului, sau de nu ești iertat, ți-am anulat iertarea pentru că nu ai avut puterea să ierți. În măsura în care iertăm, în aceeași măsură vom fi iertați. Domnul să aibă milă de noi. Vrem să ne bucurăm și în această dupămasă și să cântăm, să îl lăudăm pe Domnul. Avem două cântări, îl invit pe Lucian, David și Emi. Vă rog să veniți în față și haideți să cântăm împreună cu ei, să îl lăudăm pe Domnul.
se aflați și dumneavoastră, un tulcan o trecut la Domnul din Oradea, al lui Șipoș, Piroș, al lui Piroș. De ce spun lucrul ăsta? M-am întâlnit la terminarea serviciului cu mai mulți care mi-au spus, frate, la ora 5 îi privechi în seara asta la Oradea și vrem să ne ducem, nu vom veni la biserică, mâine la ora 11 va fi înmormântarea. Ar fi trebuit să ajung cu fratele Ionică la el, în spital, să-i vorbim despre Domnul Iisus, despre mântuire. Însă evenimentele s-au derulat în așa fel încât la un moment dat nu mai puteai comunica cu el și atunci n-am ajuns. Domnul să mângâie pe cei îndoliați. Salut familia Ardelean, din Căoaște. Prietenul meu m-a gândit și m-a rugat să aducă Domnul ziua când îl voi boteza. Aici, la Tulca. Ai mare bucurie așa când ai prieteni care se pocăiesc și care se întorc la Domnul și dacă mai și apuci să-i botez. Nu? Sigur, am botezat pe cei din familie, frați, surori și de ce nu și prieteni. Trebuie să ne pocăim și trebuie să facem legământ cu Domnul, că vine Domnul. Uitați-vă la ce se întâmplă în lume. 580 de litri pe metru pătrat în Japonia. 40 și ceva de morți. 68 de morți în Canada datorită caniculei. Temperatura medie zi-noapte 28,5 grade. Zi și noapte. Oameni bătrâni care au murit datorită căldurii. Ce vor mai veni? Ce vremuri vor mai veni? Nu știm. Știm doar când ne uităm la tot ceea ce se întâmplă, că Dumnezeu pregătește marea zi, marea zi a revenirii Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să fim gata. Avem două versete astăzi. E rău fără fratele Ionic aici că el se ocupă de... Era cât mai ce să uit. Era cât mai ce să uit și poate că unii nu se supărau. Din nou, nu fac două predici, nu o să fie două predici. Știe cineva cele două versete? Prima dată să-mi spuneți de unde sunt, dacă știu. Înseamnă că n-am greșit de bine, așa știu și eu. Psalmul 1, versetul 1 și 2. L-a învățat cineva. Acum, psalmul ăsta ar trebui să-l știm pe de rost, marea majoritate. Care aveți curaj să le spuneți? Haideți, la scurt. Care mai vrea? Hai că știți. E greu? Cum ar fi atunci să ții o predică de 20 de minute, dacă două versete... Haideți să le spunem cu toată adunarea. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Amin. În viața asta, fiecare dintre noi, fiecare om caută fericirea. Și când ne uităm în Scriptură, găsim diferite modalități pe care Biblia le prezintă, prin care omul poate să ajungă să fie fericit. Dimineața, și voi aminti și după masă, dar dimineața la rugăciune a fost ceea ce spune David în Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată.
E adevărat că omul cu adevărat fericit este omul care are păcatul fără de legea iertată. Dar aici, în aceste două versete, psalmistul ne spune că omul fericit este omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea păcătoșilor, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Observați progresia. Nu te duci. Dar dacă tot ai ajuns acolo, nu te opri. Nu se oprește. Dar vezi că omul e curios. A ajuns acolo din greșeală, ce e aici? S-a oprit. Te-ai uitat, dar treci mai departe. Nu te așeza. Și dacă vei face lucrul acesta, vei găsi sau vei deveni, vei fi cu adevărat fericit. Și versetul 2 spune, nu numai că nu face lucrul ăsta și ca să fii fericit, trebuie să faci ceea ce spune versetul 1, să nu te duci, dar mai trebuie să faci ceva. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Noi avem aici legea Domnului. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și tare mult mă întreb eu oare, își mai găsesc oamenii astăzi plăcerea în legea Domnului? Ne găsim plăcerea în televizor, în calculator, în divertisment, în fotbal, în mai știu eu câte lucruri. Dar oare mai sunt creștini care își găsesc plăcerea în legea Domnului? Atât de mult îmi place cuvântul. Stau, îl citesc zilnic. Nu pot fără el. Oare îmi găsesc plăcerea în legea Domnului? Și partea a doua spune și zi și noapte când îți întrerupe Domnul somnul, ce bine e dacă ai pus în minte, în inimă, cuvântul și cugeți la el. Când ai un anumit proiect în viață pe care vrei să-l faci, când vrei să-ți faci o casă, când vrei să îți cumperi o mașină, când vrei, ai o lucrare de făcut, când Dumnezeu îți întrerupe somnul, începi să te gândești. Faci în mintea ta tot felul de planuri și te gândești și faci planuri și te gândești. Omul fericit, spune psalmistul, este cel care atunci când noaptea s-a trezit, are cuvântul în inima lui, în mintea lui și se gândește la el. Au fost situații în viață când pregăteam cuvânt, mesaj din partea Domnului și stăteam poate ceasuri întregi, până la sfârșit de săptămână, sâmbătă la ora 11, nu aveam niciun cuvânt care să știu că e din partea lui Dumnezeu să îl dau. Mă puneam în pat și ziceam, va fi ceva, iau o predică mai veche, Domnul va purta de grijă și după o jumătate de oră, o oră în care n-am dormit, a venit ideea. Cuvântul, meditând, cugetând la cuvântul lui Dumnezeu, a apărut subiectul predicii. Că odată ce apare subiectul, imediat apar și punctele principale. Și atunci m-am trezit și m-am pus să scriu pe hârtie ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Căutăm fericirea. În ce loc? Cum? Adevărata fericire o găsim doar la Dumnezeu. Nu poți fi pe lume fericit fără Domnul tău ce te-a iubit, spune o cântare. Aș vrea să avem un moment de rugăciune și dacă sunt dintre dumneavoastră câțiva care doresc să se roage cu voce tare, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm ce locuri să frecventăm. Să nu frecventăm acele locuri, să nu participăm în acele locuri care nu aduc zidire, în care există răutate, nu se duce la sfatul celor răi, să ne îndepărtăm de calea păcătoșilor, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să ne apropiem mai mult de Scriptură, să strângem cuvântul în inimă, să memorăm Scriptura, să cugetăm, să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Ne ridicăm în picioare și aș dori câțiva dintre dumneavoastră să veniți în rugăciuni cu voce tare și apoi vom încheia cu rugăciunea Tatăl nostru. Doamne, te rugăm și mulțumim că numai fie cu Dumnezeu. Slăvit să fie. Mulțumim că ne-ai mântuit, mulțumim pentru mântuirea ta care s-a ales față de noi în fiecare zi. Mulțumim, Doamne. Mulțumim pentru cuvântul tău care ne spune că este fericit pe omul care nu se duce la sfatul celor răi.
Păcătoșii. Aduce pe calea ta toți scrisele pe calea ta pe fiecare dintre. Amin. Mulțumim, Doamne, că Tu ai putere să ne ții pe calea ta. Mulțumim. La sfârșit. Doamne, pregătește-ne pe fiecare pentru întâlnirea cu Tine. Amin. Invitează-ți biserica. Te rugăm. În Hristos. Amin. Amin. Da, Doamne, mulțumim. Da, Doamne, te rugăm. Da, te rugăm. Mulțumim, Doamne, pentru că încă ușa harului Tău e deschis și mulțumim, Doamne, pentru că primim iertarea din partea Ta ori de câte ori venim înaintea Ta. Îți mulțumim. Doamne, vreau să ne ierți ori de câte ori, nu medităm unde ajuns la cuvântul Tău. Rog, ajută-ne, Doamne, ca să cinstim cuvântul Tău și astăzi să te cinstim pe Tine pentru că merită acest lucru. Doamne, nostru, te rugăm, în puterea Duhului Tău, ce să ne dai înțelepciune, te rugăm. Să ne ajută, Doamne, ca să fim lumini în locul unde ne-am putut. Să suntem recunoscători Tatăl nostru, că cine a spus prin puterea de Dumnezeu cel Sfânt și în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. Amin. Haideți să rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Ascultăm pe fratele Andrei Iovan cu o cântare și apoi fratele Dani Puștea are o altă cântare. Vreau să cânt doar despre Iisus, de iubirea mila Sa, despre jertfa de pe cruce, El sunt libera spinea. Voi slăvim pe Salvatorul, a spălat al meu păcat, m-a iertat, murind pe cruce, sunt de acum
vreau să spun doar despre Iisus, cum prin El am biruit, prin puterea Lui cea mare, libertate. Cu greu noi totuși acceptăm, ne-am revedea nădăjduit și lacrimând ne salutăm, ne-am vedea la răpire sus la marea întâlnire, împăcați în nemurire cu Iisus al nostru mire. Ne-am vedea la răpire sus la marea întâlnire, împăcați în nemurire cu Iisus al nostru mire. Jos, nici rangul și nici bogății, doar bucuria în Hristos și-a noastră sfinte părtășii.
zi, când trâmbița va răsuna și când Iisus va reveni și stol ne va aduna. Ne-am vedea dar bine sus la marea întâlnire, îmbrăcați în nenumire, cu Iisus al nostru mire. Ne-am vedea dar bine.
avem studiu biblic și rugăciune de la ora 7, duminica viitoare dimineață de la 10, după masă de la 5, serviciile în casa Domnului. Acum, în timp ce vom cânta o cântare, iubirea Lui e mult prea mare, facem colecta și apoi ne vom apropia de Cuvântul Lui Dumnezeu. Invitații care sunt la închinare să vină în față și haideți să lăudăm pe Domnul, să ne închinăm împreună cu El. Ci de iertarea pe care să trebuie să o acordăm noi altora, celor care ne greșesc. Și
Vom citi din nou Matei 18, de la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de Iisus și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. În ziua de astăzi, 10 milioane de dolari. Fiindcă el nu avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și îi zicea: Mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Din nou stăm în fața cuvântului tău, Părinte Ceresc, și îți mulțumim că și după masa aceasta dorești să ne înveți din el, dorești să ne vorbești. Ajută-ne, Doamne, că atunci când Tu vorbești, noi să luăm seama. Dă-ne lumină și înțelepciune să înțelegem cuvântul și dă-ne putere să-L practicăm în viața noastră de fiecare zi. Te rog în numele Domnului Iisus să ne asculți. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Versetul care m-a determinat să pregătesc mesajul acesta despre iertare este versetul 35 din textul care l-am citit. Și îl întrebam vineri seara pe fratele Ionică: Frate Ionică, cum interpretați versetul acesta? Oare chiar așa să fie? Tot așa va face Tatăl meu, Dumnezeu. Cu? Cum a făcut stăpânul cu robul nemilostiv? Stăpânul prima dată îl ascultă, îl iartă, ce datorie mare. I s-a făcut milă de el. Nu știm ce i-a spus robul. Poate că a zis: Doamne, am copii, mi-a fost greu, dar promit, mai îngăduie-mă, mai amână-mă. Deși să iei 10 milioane de dolari, înseamnă că făcuse ceva. Dar stăpânul s-a uitat la familia lui și l-a iertat. Și apoi se întâmplă să se întâlnească cu tovarășul lui, care îi datora 100 de lei. Adică plata pe 100 de zile. Și îl strânge de gât. Să-mi dai datoria. Dar ce făcea el cu plata aia? Putea să achite datoria mare? Nu. Stăpânul află. Și ce îi face? Îi anulează iertarea. În prima fază, stăpânul îi se face milă de el, îl iartă de datoria mare care o avea,
Și după ce află care este atitudinea lui, faptul că nu a putut să-l ierte pe tovarășul lui care avea 100 de lei datorie, îl cheamă din nou în față și spune, ți-am anulat datoria pe mâna chinuitorilor. Atunci, cum ar fi să aplicăm la noi? La un moment dat, Dumnezeu îți cercetează viața. Și când te simți că ești apăsat de păcat și simți că povara păcatului e așa de grea asupra ta, vii la Golgota, vii la crucea lui Hristos, începi să-ți plângi păcatul, îți mărturisești păcatul și spui Domnului, Doamne, iartă-mă, căci am păcătuit împotriva Ta. Dumnezeu, în bunătatea Lui și în dragostea Lui, ne iartă. Și ne continuăm viața de creștini. Viața asta plină de încercări, de necazuri, probleme în societate, cu vecini, în familie. Ne lovim de tot felul de lucruri. Și ne întâlnim cu unul care ne-a jignit. Ne-a jignit rău. Ne-a făcut rău. Și omul acela își dă seama și vine la noi și ne spune, iartă-mă. Iartă-mă pentru ceea ce ți-am făcut. Și tu vii și spui, nu, nu pot să te iert. Întotdeauna va fi cineva care ne va părâ. Tot așa va face și stăpânul. Adică cum? Ne vom prezenta înaintea lui și va zice, ți-am anulat iertarea. Nu te mai iert. Ne-am uitat dimineață la subiectul predicii deprinderea de a ierta. În viața asta de creștini suntem chemați să învățăm, să ne deprindem să iertăm. Nu ne naștem cu această atitudine în noi. Pentru că suntem oameni. Și noi greșim și alții ne greșesc nouă. Și noi ne supărăm. Și alții ne jignesc și ne fac rău. Dar suntem chemați să învățăm să iertăm. Și avem atâtea versete în Scriptură care ne vorbesc despre faptul acesta, despre faptul că trebuie să iertăm. Și am spus de dimineață și vreau să repet pe scurt pentru câteva minute, noi nu putem vorbi despre o viață creștină liberă, de o viață creștină din belșug, dacă nu putem ierta, dacă avem o inimă neiertătoare. Și ne-am uitat în cuvântul Domnului și am spus că sunt câteva lucruri, lecții, pași, pe care trebuie să-i cunoaștem, să învățăm despre iertare, ca să ne deprindem să învățăm să iertăm. Deprinderea de a ierta. Altfel, există riscul ca în fața stăpânului să te prezinți și să-ți fie anulată iertarea pe care ai primit-o de la el. Și prima lecție a fost aceasta. Iertarea este o poruncă. Dumnezeu se uită la noi și ne poruncește în Scriptură să iertăm. Iertarea este o poruncă, nu o sugestie. Așa cum pocăința este o poruncă. Și în Fapte 30 citim lucrul acesta. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Poruncește stăpânul. Nu oricine. Stăpânul Universului. Pocăiți-vă, oameni buni, dacă vreți să ajungeți în cer. Tot așa este și cu iertarea. Dumnezeu ne poruncește. Iertarea este o poruncă a lui Dumnezeu. Și ne-am adus aminte de mai multe versete. Ne-am uitat în cuvântul Domnului la Matei, capitolul 6, versetul 14 și 15 și am învățat lecția următoare. De măsura în care noi iertăm depinde măsura în care ne iartă Dumnezeu. Dacă nu iertați, nu vi se va ierta. Dar dacă iertați pe cel care vă greșește și Tatăl vostru, cel ceresc, vă va ierta. Și am înțeles că
se poate să ai o viață de creștin, din afară să se uită toți la tine, să te vadă că ești bun predicator, că ești bun cântăreț, că slujești în biserică, că ești cel care dai cei mai mulți bani în biserică. Dar ai o problemă pe care foarte mulți o consideră mică, minoră, neînsemnată. Nu-l iert pe vecinul. Nu, eu știu cât rău mi-a făcut, toată viața m-a făcut rău. Nu mă pot uita la el, nu mă pot uita la ea. Nu-l iert. Și te duci cu problema asta nerezolvată în mormânt. Și surpriza, n-ai iertat. Ai avut o inimă Dumnezeu nu minte prin cuvântul lui. Eu așa îl înțeleg când mă uit aici. Nu știu cum îl înțelegeți și cum interpretați, dar când ne uităm la toate versetele care au fost amintite de dimineață, care vorbește despre iertare, lecția care învățăm este aceasta. În măsura în care ierți, ți se va ierta. Și aici nu-i de joacă, nu-i de negociat. Nu poți să mergi să-i spui lui Dumnezeu, apoi Doamne, dar nu știi cât de rău și cât mult rău mi-a făcut. Probleme în familie. Soțul nu iartă soția, soția nu iartă soțul, părinții nu-și iartă copiii, copiii care nu-și iartă părinții. Dureros. Și să știți că am trecut prin situații în care problema era așa de mare că n-au venit la mormântare. O muri tata, o muri mama, nu-l iert pentru ceea ce-a făcut. Nu mi-a dat partea de avere. Nu-l iert pe fratele meu că n-a împărțit cu mine. Ce e dureros este faptul că mulți consideră problema aceasta o problemă minoră, neimportantă. Apoi nu fi Dumnezeu chiar așa. Să nu mă ierte Dumnezeu, nu l-am iertat pe păcătosul ăla cât m-a făcut să sufăr. Toată viața am suferit din cauza lui. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Dumnezeu nu spune minciuni în Scriptură. Eu cred cuvântul. Iertarea, spuneam dimineață, este o poruncă. Am învățat apoi că iertarea nu are limite. De câte ori să iert? Și voi reveni în text. Iertarea nu are limite. Pentru că atunci când noi ne ducem înaintea lui Dumnezeu și ne cerem iertare, Dumnezeu ne iartă ori de câte ori venim în fața Lui și noi suntem chemați să iertăm la fel. Fără limite. Petru zice de 7 ori, ajunge de 7 ori, că așa am auzit eu pe învățătorii noștri când ne învață în sinagogă. Păi acolo cifra 7, perfect, așa e bine, de 7 ori. Și răspunsul Domnului Iisus nu vrea să spună că de 479, de 490 de ori. Și vrea să spune că este nelimitat. Ori de câte ori cineva ți-a greșit într-o zi și a venit să-ți ceară iertare, dacă o face de 400 de ori, de atâtea ori trebuie să-l chem. Sigur că dimineața am intrat în detaliu și am zis, oare nu va profita persoana respectivă de faptul că eu sunt bun, de bunătatea mea? Îți asum riscul. Tu trebuie să te uiți la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Am învățat apoi, uitându-ne în cuvântul Domnului, o altă lecție, și anume că iertarea te dezleagă, te eliberează. Nu putem înainta în viața de credință, nu putem crește din punct de vedere spiritual dacă nu iertăm. Ba mai mult, ne putem îmbolnăvi. Pentru că se adună acolo în inimă răutate și ură. Și de multe ori în sinea ta vii și spui, de la pedepsi Dumnezeu, las că se învârte roata. Atâta rău m-a făcut, acum să-L pedepsească Dumnezeu. Și dacă nu ierți și ai astfel de sentimente în inimă, te îmbolnăvești. De aceea trebuie să vii înaintea Lui, că să fii gata să-ți ceri iertare, să fii gata să oferi iertare, pentru că iertarea îți aduce eliberare, binecuvântare, pace și bucurie. Iertarea este un act al voinței. Nu pot, nu simt. Nu simt. Și de multe ori, noi n-ar trebui să luăm decizii în viață bazându-ne pe sentimentele noastre. Și uneori greșim. Ce vrei să te faci? Păi, mă, tu ești foarte bun și ai putea să fii medic. Dar nu-mi place. Bun, e decizia ta. Poți să alegi gândindu-te că nu-ți place. Dar când e vorba de probleme serioase,
în care Scriptura spune, în măsura în care ierți, ți se va ierta, nu te baza pe sentimentele tale. Nu pot. Este un act al voinței. Roagă-te lui Dumnezeu. Roagă-te să-ți dea putere să te duci să-ți ceri iertare. Roagă-te să-ți dea puterea să ierți din toată inima. Și ultima lecție a fost că iertarea caută întotdeauna reconcilierea. Reconcilierea. Să te împaci. Cauți. Domnul Iisus după înviere l-a căutat pe Petru să-l asigure de iertare și să refacă legătura. Pentru după masa aceasta aș vrea să ne uităm la textul acesta, să-l dezbatem și doar trei idei vreau să le dezvolt. Să ne uităm întâi la greșelile robului nemilostiv, să ne uităm în al doilea rând de ce trebuie să iertăm pe aproapele nostru și apoi să vedem cum ar trebui să fie iertarea noastră. Să știți că au fost întotdeauna conflicte, neînțelegeri, greșeli. Vor fi, au fost și vor fi întotdeauna. Ne punem întrebarea însă, cum să le rezolvăm? Când cineva te lovește rău, când cineva te jignește rău, cum să rezolvi? Cum să ierți? Cum să simți că ai început cu adevărat să ierți, nu doar de pe buze? Știți, întâmplarea cu cei doi copii seara. Tot timpul se certau și unul îl bătea rău pe ăla, s-a băgat părinții și a zis, mă, cere iertare de la frate tot și a cerut, iartă, nu-l iert. Dacă nu-l iert și vine Domnul Iisus în noaptea asta, tu să rămâi aici, el va fi dus. Și a spus, bine, te iert, dar dacă nu vine Domnul Iisus, mâine dimineață, îți aradă-ți. Uneori cam așa procedează și creștinii astăzi. Da, au fost situații când au fost duși la comitet. Fratele Ionica putea să vă spună mai multe din experiența pe care o a avut-o. Da, te iert. Și s-a întâmplat într-o biserică păstorită de fratele Ionica, că după ce s-au împăcat la comitet, s-au dus acasă să-i viziteze. Și unul dintre ei a zis, frate, așa îmi pare de rău că l-am iertat. Așa îmi pare de rău că i-am spus că-l iert. De ce? Pentru că nu cunoaștem suficient de mult din Scriptură ce spune Biblia despre iertare. Pentru că tratăm prea superficial lucrul ăsta și ne gândim, nu va fi Dumnezeu atât de dur încât să anuleze mie iertarea, pentru că nu-l iert pe ăla care a făcut atâta rău în viața mea. În Matei, capitolul 18, în textul pe care l-am citit, Domnul Iisus dă câteva instrucțiuni ucenicilor despre modul în care trebuie să fie tratat un frate atunci când a greșit. Și lucrul acesta îl găsim de la versetul 15 la versetul 20. Petru stă, era acolo, ascultă ceea ce spune Domnul Iisus și Petru este de acord că omul trebuie să fie iertat. Și spuneam, el vine, face niște calcule și spune Domnul Iisus, Doamne, de câte ori să iert? De 7 ori. Așa era învățătura pe care o dat-o, o dădeau rabinii în vremea aceea. Și observăm care este răspunsul pe care îl spune Domnul Iisus. Nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Și pentru a-i ajuta să înțeleagă și mai bine ceea ce le cere Domnul Iisus, el spune pilda robului nemilostiv, care a fost iertat de o datorie. M-am uitat în anumite comentarii să văd cât valorează datoria pe care o avea stăpânului și 10.000 de galbeni ar fi în ziua de astăzi 10 milioane de dolari. Nu știu dacă e așa, așa spun comentatorii, posibil. Da, mare sumă, mare datorie. Și spune Domnul Iisus, pilda aceasta o cunoaștem și așa cum m-am amintit, haideți să vedem care au fost greșelile robului nemilostiv. Unde credeți că a greșit el? În primul rând, vreau să vă întreb, a gândit corect, a acționat el corect, mergând la tovarășul lui și spunându-i, plătește-mi datoria. A fost corect sau nu? Avea dreptul să-și ceară partea care-i datora tovarășului sau nu?
Da. Știți unde văd eu greșeala? El a acționat corect, dar fără milă. Fără milă. Mai ales că beneficiase de milă și de iertare de la stăpân. Și când se întâlnește cu tovarășul lui, da, el e corect, el gândește bine. Mă, tu îmi datorezi. Dar uitați-vă ce face el. Acum, avea dreptul să ceară, să-i se dea datoria. A fost corect și drept să ceară, dar n-a avut milă. Bine ar fi să nu datorezi nimănui nimic. Dar dacă te împrumuți cu ceva de la cineva, bine ar fi să-i dai împrumutul înapoi în termenii în care ai fixat înțelegerea. Dar noi suntem români și noi uităm. Uităm. Acum și când mi-a cerut cineva flexul de vreo 2 ani și o scară, le-am dat-o, dar a uitat să o ducă înapoi. Problema e că am uitat și eu la cine am dat-o. Acum, nu știu dacă nu-s chiar din biserică, dar și dacă-s din biserică sau din afară, Domnul să-i binecuvinteze. Și mai ales dacă-s din afară, să-i și mântuiască Domnul. Cât o fi valoarea flexului sau scara, cum vă spun că și eu am luat un baros, odată de la Liviu, odată de la Lucian și de la mine și acum. Dar acum o trebuie să mărturisesc și să spun, așa că dacă le căutați și nu le găsiți, spuneți-mi să mă duc să vi le duc. Că așa facem noi. Dar mai facem o chestie. Te împrumuți de la cineva și când nu poți să-i dai, de-abia aștept să te întâlnești cu ăla de la care te-ai împrumutat, așa e? Eviți, mă, să nu mă întâlnesc cu el, să nu-mi ceară. Omul ăsta a acționat corect, dar fără milă. A știut să ceară milă, dar atunci când trebuia să ofere milă, n-a fost gata să ofere milă. Aici e greșeala. Uneori s-ar putea să ai dreptate. Și stau de vorbă cu câte unul și îmi spune, dar frate, fii atent ce mi-a făcut. Și zic, mă, ai dreptate, așa e. Ai dreptate. Ți-o lua pădure, ți-o lua pământul, ți-o semănat pământul, ți-o arat cultura, așa e, ai dreptate. Dar trebuie să te gândești că tu ai fost iertat. Ai primit milă. Acordă milă. Acordă milă. A doua greșeală. A uitat cum a fost tratat el. Și dacă ne uităm în textul care l-am citit, observați cum a fost tratat de stăpân. Cum s-o fi uitat stăpânul la el? Când a fi început să-i spun acolo, Doamne, am atâția prunci, mi-e așa de greu. Dar încerc, uite, am acțiuni și o să vând acțiunile și încerc, mai păsuiește-mă și o să încerc să dau. Și s-o uitat stăpânul și o fi zis, stăpânul bogat, auzi, mi-e milă de tine. Îți șterg toată datoria. Auzi, nu mai trebuie să-mi dai nimic. Astăzi să fii împrumutat de la cineva 10 milioane de dolari și când să-i dai înapoi să spună, nu mai trebuie să-mi dai. Să fie apreciat. Mare bucurie ai trăit, nu? A uitat cum a fost tratat. Frate și surori, ar trebui să ne gândim și noi atunci când cineva cere iertare și nu suntem gata să dăm iertare. Să ne gândim și să ne uităm cum am fost noi tratați de Dumnezeu. Cum ne-a primit pe noi Dumnezeu? Cu păcatele noastre, cu povara păcatelor. Unde eram? Eram pierduți, mergeam spre iad, ne-am cerut iertare și Domnul ne-a iertat. Toate fără de legile noastre. Să nu uităm lucrul ăsta. Pentru că aici e o altă greșeală. Apoi a refuzat să aibă milă și s-a anulat iertarea. Purtarea lui a fost rea. Au fost, dacă ne uităm în pasaj, până și tovarășii lui când au văzut cum se poartă și textul scrie că l-a prins de gât. Dăm datoria. Acum, dar măi omule, nu am. Dar o știi ce? Mai măsuiește-mă. Lasă că o să rezolv. Nu e așa mult. Lasă, nimic. L-a dat pe mâna temnicerului, l-a aruncat în temniță până va plăti toată datoria. Și tovarășii lui au văzut lucrul ăsta. Și au fost ei întristați când au văzut așa ceva. Și s-au dus, le-au spus stăpânului. Să fiți atenți aici, să fim atenți aici. Întotdeauna cineva vede cum ne comportăm față de cel de lângă noi. Și întotdeauna va fi cineva care ne va părâ. Ne va părâ. Vede atitudinea noastră,
Spuneam dimineață și încercam să-mi imaginez ce s-a fi întâmplat dacă cei doi s-au întâlnit în temniță. Ce i-o fi zis ala care avea 100 de lei? Păi dacă tu m-ai fi iertat pe mine, noi astăzi eram la familiile noastre amândoi. Și ala și-o fi reproșat, mă, dar ce minte am putut avea? Trebuia să te iert, că dacă eu te iertam pe tine, eu n-ajungeam aici. Eu am scăpat, stăpânul m-a iertat o datorie foarte mare. S-o fi întâlnit și cât o fi stat acolo. Nu știu, textul nu ne dă voie, putem doar să ne imaginăm așa. Dar observați greșelile lui. Acționat corect, dar fără milă. S-ar putea să ai dreptate. Dar trebuie să te gândești că tu ai primit milă din partea Domnului și trebuie să ai o inimă plină de milă. Și Domnul să ne dea o astfel de inimă. A uitat cum a fost tratat și a refuzat să aibă milă și i s-a anulat iertare. De ce trebuie să iertăm pe aproapele nostru? În primul rând, trebuie să iertăm pe aproapele pentru că ne poruncește Dumnezeu prin cuvânt. Și am spus, dimineața am intrat un pic mai în detaliu despre faptul că iertarea este o poruncă. Domnul Iisus ne poruncește să iertăm. În Luca, capitolul 17, versetul 4, aș vrea să ne uităm la versetul acesta. Oare noi de câte ori ne cerem iertare de la Domnul? Dacă Dumnezeu ne-ar întoarce spatele și ar zice, nu te mai iert, m-am săturat să te tot iert pentru că de atâtea ori ai venit să-ți ceri iertare. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Și am văzut dimineață mai multe versete care ne arată clar că iertarea este o poruncă pe care Dumnezeu ne dă. Trebuie să iertăm pentru că Domnul ne poruncește. Apoi trebuie să iertăm pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu iertător. El îți iartă toate fără de legile tale. În Psalmul 103, de la versetul 8 la versetul 13, merită să ne uităm la versetele acestea ca să vedem cine este Dumnezeul nostru și cum este Dumnezeul nostru. Psalmul 103, de la versetul 8 la versetul 13. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de noi. Așa este Dumnezeul nostru. Se îndură de noi. Este un Dumnezeu bun. Și pentru că Dumnezeu este iertător, noi suntem copiii Lui și ar trebui să semănăm cu El. Dacă te numești copilul Lui Dumnezeu, cu cine seamăni? Cu Dumnezeu? Dumnezeu este iertător. Și suntem chemați și noi. De aceea trebuie să iertăm. Apoi, trebuie să iertăm pentru că iertând, arătăm ce avem mai frumos în noi. Arătăm ce avem mai frumos în noi. Este un lucru extraordinar. Ce arăți în afară? Poți arăta multe lucruri, dar atunci când ai puterea să ierți pe cineva care ți-a făcut rău, arăți ceea ce ai mai frumos. Apoi trebuie să iertăm pentru că este foarte periculos să trăim în neiertare. Foarte periculos. Nu știi când pleci de aici. Cum să-ți termini viața și tu să ai o inimă neiertătoare? Să nu-l poți ierta pe semenul tău, dacă o veniți și ți-o cerut iertare. Pe vecinul tău. E adevărat că unii, în ciuda faptului că te duci să-ți ceri iertare de la ei, nu te iartă, mai ales dacă știi că ești pocăit. Dar am spus dimineață, când tu-ți faci partea ta, tu ești dezlegat. El rămâne legat. Tu ai libertatea să iei cina Domnului. Că unii au venit la mine, frate, dar nu mă înțeleg cu vecinul sau cu vecina sau cu tare. Am ce să fac? M-am dus, mi-am cerut iertare și nu mă iartă. Poți să iau cina. Dacă ți-ai făcut partea, ești dezlegat. Și poți să iei cina. Acum, cum trebuie să fie iertarea noastră? Coloseni 3:13, l-am amintit și de dimineață,
Acolo Pavel le aduce aminte de porunca Domnului Iisus și în Coloseni 3 și în Efeseni. Cum va ierta Hristos? Și ne-am uitat de dimineață în cuvântul Domnului. Iertarea Domnului Iisus Hristos a fost o iertare totală, o iertare care nu ne mai amintește păcatele, o iertare care ne cheamă la o viață nouă, o viață schimbată și o iertare constantă. Mereu și mereu Domnul ne iartă când venim înainte Lui. Așa ar trebui să fie și iertarea noastră. După modelul Domnului Iisus Hristos. Niciodată să nu vii să spui, te iert, dar nu te uit. Niciodată. Te iert și uit. Ba mai mult, îmi dau seama că am încolțit iertarea în inima mea atunci când mi-aduc aminte de cei care mi-au făcut rău și le doresc binele. Auzi, să te rogi pentru ei. Să-ți facă unul rău mare, ce să vreau să-ți facă? Să-ți fure 10 milioane de euro. N-avem. Nimeni nu te-ți apare. Să-ți fure mașina, cea mai bună mașină, frate Ghiță. Să-ți o fure. Doamne, nu lăsăm. Da, și e o pierdere. Sigur că e o pierdere. Și în timp te vindeci și vrei să știi oare poți ierta. Și îți aduci aminte de ei, de ceea ce au făcut și să începi să le dorești binele. Doamne, bine. Eu așa m-am rugat pentru ăștia care nu mi-au dus Frex înapoi și scara. Doamne, binecuvintează și să nu se accidenteze. Nu cumva să-și taie ceva cu Frex-ul, că l-au luat și ei știu, eu sigur că știu cine l-a luat. Ei, nu știu eu că m-aș duce să-l cer, dar dacă nu-l atunci nicio problemă. Dar să le dorești binele. Asta înseamnă că încolțit în inima ta iertare. Iertarea apoi trebuie să fie o iertare nelimitată și benevolă. Frați și surori, Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Și suntem astăzi aici copiii răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus. Pentru că Dumnezeu a avut milă de noi. Și atunci când am venit la El, El ne-a iertat. El ne-a curățit. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice frădelege. Și suntem mulțumitori că știm că am dobândit iertarea prin pocăință, prin mărturisire. Acum Scriptura ne învață să iertăm și noi. În măsura în care ierți, vei fi iertat. Ar trebui în această zi, după ce am auzit mesajul acesta, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inimile noastre și să ne întrebăm, oare pe cine ar trebui să iert? Pe tata? Pe mama? Pe fratele? Pe sora? Pe părinți, este un act al voinței. Și ar trebui, odată ce Dumnezeu mi-a dat lumină și mi-a vorbit și Duhul Sfânt îmi descoperă că aici am probleme, să-mi fac partea mea. Nu te înțelegi cu vecinul și frați și surori. Dar și păstor măcar o lună. Să vină să vă spună ce probleme au unii și alții. Unele sunt așa de ridicole, curge apa după casă la vecină. Și asta e o problemă de ceartă. Doamne! O trecut câinele și au mâncat 7 găini, sau 8, sau 10, sau au aruncat o travă în ogradă și au mers câinele și au murit. Sau lucruri. Pentru lucrurile astea să nu iert. Să n-ajung eu în cer. Să mi se anuleze iertarea pentru niște lucruri mici. Dar ce o să duci cu tine din lumea asta? Așa de puternic suntem ancorați în lucrurile de aici și greu se desprind unii când îi cheamă Domnul. Eu mă rog ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Și să ne dea lumină și înțelepciune să înțelegem că nu-i de joacă. Că nu e o problemă așa de mică, nesemnificativă, iar dar dacă nu-L iert, să amestecă Dumnezeu în problema asta, știe că eu cu vecinul nu mă împăc, sau cu putare nu mă împăc, că nu ne putem ierta. Da. În măsura în care ierți, vei fi iertat. Doamne, ajută-ne să iertăm. Doamne, dă-ne o inimă iertătoare, o inimă plină de dragoste. Uitați-vă cum este Dumnezeul nostru. Noi suntem copiii Lui. Haideți să ne luptăm în fiecare zi să semănăm tot mai mult cu Domnul. Domnul să ne ajute.
Domnul să ne binecuvinteze și să rămână cu noi, cu toții. Amin. Amin. Stăm înaintea ta, Tată drag, și îți mulțumim pentru ziua de astăzi, mulțumim că dragostea ta ne-a strâns în locul acesta și mulțumim că ori de câte ori venim în casa ta, în prezența ta, tu te apropii de noi cu cuvântul Scripturii. Pentru cuvântul pe care ni l-ai dat și astăzi îți mulțumim. Doamne, tu dorești să ne înveți cum să trăim și să luăm în serios cuvântul tău, să trăim în așa fel că atunci când vom pleca de aici, Doamne, și vom ajunge în prezența ta, să nu ni se anuleze iertarea, ci să auzim cuvintele, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția. Doamne, va veni acea zi când ne vom înfățișa înaintea ta. Până atunci ajută-ne aici pe pământ să ne iertăm, să ne cercetăm viețile, să vedem acolo unde sunt probleme, să ne pocăim, Doamne, și să trăim o viață prin care să te onorăm pe tine. Doamne, însoțește-ne în săptămâna aceasta. Avem nevoie de ajutorul tău, te rugăm să ne-l dai. Binecuvintează copiii care sunt în vacanță, păzește-i, Doamne, de accidente și de cel rău. Binecuvintează pe cei ce merg la muncă, pe cei care călătoresc cu mașina, păzește-i de accidente, Doamne. Mă rog pentru bătrâni, pentru bolnavi, pentru văduve, pentru văduvi, fii lângă ei, mângâie, sprijine. Doamne, sunt unii dintre noi care sunt aproape de veșnicie, pregătește-i și dă-le pace chiar și în ceasul morții. Binecuvintează familiile noastre și rămâi cu noi, Tată. Te rog în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Încheiem aici serviciul din această zi. Nu știu dacă a început afară ploaie, că dacă știam că a început aș mai fi ținut vreo 15 minute, că tot așa o să stați afară, dar dacă nu îi, o să vină unii și o să zică, n-ai auzit că vine ploaie, trebuie să spui amin mai rapid. Îi mulțumim Domnului și vă mulțumim celor care ați venit. Vă doresc o săptămână binecuvântată, o săptămână în care Duhul Dumnezeu să ne cerceteze și să ne aducă aminte unde relațiile stricate și să ne dea voință să reparăm și să ne împăcăm ca să fim pe placul Domnului. Amin. Cu pacea Domnului, biserica este liberă.